Salutare, salutare, bun venit la episodul 40 din seria noastră de Minecraft. Ta-da-da. Ei bine, și în acest episod, cum nu v-am zis la episodul anterior, vă ziceam în episodul anterior că s-ar putea ori să mergem după dragon, ori să mergem în templu subacvatic. Oarecum o să mergem după dragon, mai exact o să mergem în acest episod să căutăm endul. Aha, cred că s-a abonat cineva. Chiar despre asta vreau să vă vorbesc, dar vă vorbesc cât timp călătorim, pentru că o să mergem să-l căutăm. Mi-am luat poțiunile acestea de viteză ca să pot să alerg mai repede, iar pe acestea le-am, astea sunt de viață instantă și astea sunt de vedere nocturnă ca să putem vedea mai bine prin End, fiindcă prin End este foarte întuneric. Și asta să văd cam cum se aude la voi jocul, nu se aude mai deloc. Sau mi se pare... Foarte, foarte... Animalele văd că se aud foarte puțin. La mine se aud foarte tare, ia. Ok, încă se mai aude, bun. Mă referam la mine, dacă știu mai încet. Deci am poțiunile, bun. Ce ne trebuie nouă este acest Eye of Ender. În ce nu știe, în Minecraft există acest dragon. Ender Dragon. Hai că totuși... Sau hai că îmi dau eu căștile mai încet, fac prea multe gălăgii ăștia. Deci... Hai să mergem, să plecăm de aici ca să vă pot vorbi. Deci, există un dragon pe care îl găsim într-o a treia lume. Am văzut lumea aceasta, Netherul, și mai există o a treia lume prin care ajungem printr-un portal mai special. Și ca să găsim acel portal, avem nevoie de ochii de Enderman. Și pentru asta o să vreau să iau cam 20. Hai să mai iau de aici 44 de smaralde. Să văd dacă pot să cumpăr vreo 11 din astea. Din acestea. Ia, deci mă las cumpăr atâtea, aș mai vrea încă câteva. Repete. Nu se reface. Tot rotăm flash-ul meu, pe aici nu mai am. Hai să... Fac niște schimburi cu glowstone. Poate le îmbunez. Nu? Și n-am rotăm flash la mine. Am atât de mult rotăm flash în Nether și aici nu am. Deloc, ha. Acum sigur te refaci. Bun. Așa, tu aici. Așa, 24 împărțit la 4, 6. Avem 20. Ah, dar știți ce? Mi-ar mai trebui și câteva perle care să nu le fac în ochi. Hai să văd câte îmi poate da. Iau câte îmi da. Ok, cam puține, sincer. Hai să vedem dacă se reface. Că mi-a dat cam puține. Nu s-a refăcut, dar e ok, hai. Măcar câteva, vreo 3, cum mi-a dat el 3 în plus, măcar pe alea să le am. Așa, și am zis că 20 dintre ele aș vrea să fie ochii de Enderman din aceea. Așa, deci avem nevoie de aceste blaze powder, 20, ca să facem 20 de ochi și ochii să se cuiesc în câte 64, deci nu ne-a mai ocupat atât spațiu. Bun, și ce trebuie noi să facem? Avem... Oh, mi s-a părut că era un monster, era tufișul meu. Ah, o chestie foarte interesantă și neplăcută. Măgărușul a dispărut. Vreau să-mi zic, poate l-am lăsat eu într-un episod anterior sau un livestream, l-am lăsat pe undeva, dar nu-l găsesc. Nu cred că am umblat eu cu măgărușul, dar nu-l găsesc. Ore, deci cred că s-a sufocat. A intrat în blocul și s-a sufocat. Certe că nu-l mai găsesc, deci cel mai probabil a dispărut. S-a evaporat, ok. Hai să. Deci măgărușul nu mai avem. Oricum o să mergem pe jos. Așa, deci avem sabia. Asta probabil că o să le las în Ender chest în momentul în care intru. Altceva nu prea mai trebuie. Decât eventual să-mi iau un dovleac. Poate o să vreau un dovleac. Și cât timp mergem pe drum, vă zic o chestie foarte, foarte drăguță. Care s-ar putea să vă bucure. Nu este sigură, este o veste. Pe care, de fapt, cred că v-am mai dat-o. Oarecum, dar... Nu garantez... Dar am o veste care sunt sigur că v-ar plăcea, nu garantez că o să fie posibilă, dar sunt șanse. Bun. Deci cum găsim noi acest portal? Mâncăm. Primul și în primul rând mâncăm. Și apoi luăm aceste perle în mână și acești ochi. Mă scuzați, am fost distras. Deci,
luăm ăsta și apăsăm click dreapta și se duc într-o anumită direcție, se duce încolo, de exemplu. E, și la un moment dat pică, rare ori nu pică, dar acum a picat. Bun. Și în direcția aceea, deci este portalul, cam încolo. Și dacă este încolo, hai să mergem noi, că încolo este satul, hai să mergem prin portal până la sat. Cred că este o variantă bună. Poate mai scurtăm din drum. Între timp eu vă vorbesc. Nu știu dacă s-a văzut la început, o să mă uit pe filmare, sper. Chiar ar trebui să verific dacă filmez. Îmi place din când în când să mai verific dacă filmez. Așa. Bun, deci care e chestia? Am adăugat o chestie pentru că mi-au spus oamenii și pe live și am zis că pot să o pun și în video, orică nu strică, care să-mi arate când se abonează cineva, să apară în colțul ăsta. Nu știu, abia aștept să văd dacă a apărut. Chiar abia aștept. Deci, încoace. Să apară acolo și, na, să aibă și un mic sunet când cineva se abonează. De asemenea, este și o chestie pentru donații, dar nu este, na, n-am încă link de donații, o să o fac și pe aia în momentul în care o să pot. Momentan avem aia cu abonații. Sper să funcționeze. Am mai încercat eu de câteva ori. Așa, am impresia că asta este... Da, asta este portalul. Am mai încercat eu de... Nu știu, am făcut niște teste și parcă nu prea mergea, dar s-ar putea să mă înșel. Cert cum mergem aici. Noapte? Nu, noapte. Ia uite pe asta. A, și uite și o șină de-a mea. Hai că pe asta aș lua-o. Dacă am destul fier. Bun. Ia, tu ce schimb ai? 37. Mai pot uita pe la cartografă. Poate să-mi iau un cartograf la casă. Fiindcă... Poate găsesc unul care să aibă un schimb mai bun de hârtie. Aici am scos cu aia, da? Da. Bun. Ia, deci el era undeva încolo. Mă ducem în spate? Nu, deci tot mai departe. Ok. Mergem mai departe. Așa, bun. Aș putea să iau și vacile astea. Nu strică. Da, nu e voie. Am fermă. Deci se pare că ne duce încolo, ia. Pică, 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 zeng. Așa. Să nu uit când așa să strâng niște blocuri de construcție, fiindcă chiar mi-ar trebui și nu mi-am luat. Sau eventual o să strâng endstone de pe acolo, fiindcă e mai rezistent. Aha, încoace aveam laștină. Înapoi? Unde? Cred că s-a dus în jos, ia. Da, este aici. Și uitați că a ieșit asta. Deci este aici, sub noi. Relativ aproape, deci este foarte aproape de portalul ăla de la sat. Așa, le-am pe amândouă, bun. Deci este aici, trebuie să săpăm sub noi. Dar nu pe un bloc, fiindcă dacă săpăm pe un bloc poate fi lavă sau altceva. Dar săpăm de două blocuri și nu avem cum să picăm. Și o să dăm de... O să o să fie așa un episod mai scurt, în care pur și simplu căutăm portalul. Uitați, aceste cărămizi. Așa este făcută această grotă și am făcut și advancement. Bun. Bun. Punem niște torțe. Noroc că am adus torțe, fiindcă nu plănuisem să le aduc. Uitasem de ele. Uite acolo pe engine-ul. Este și o ravenă. De multe ori mi s-a spawnat... Unde e pe engine-ul ăla? Aici, cred. A, nu e. Ok. Aici ceva interesant, o că o de asta, cum îi zice, coborâre. Aici un buton, încă o coborâre. Să vedem. Tot mă duc mai jos. Ideea e trebuie să găsim portalul. Ok, eu sunt un loc destul de mare, deci trebuie să fim atenți. Este o cutie în dreapta. Ideea e că aceste cutii din End de obicei nu conțin chestii foarte bune. Aha, cred că am găsit... Nu, am găsit o bibliotecă. Ia uite-l mă pe ăsta. Și pe ăsta. Și pe ăsta. Și pe ăsta. Și pe ăsta. Un cartof. Nu avem spațiu. Nu ne trebuie. Asta mă duce iarăși în jos. Mergem imediat și acolo. Ok, deci de aici am venit. Bun, deci am acoperit majoritatea zonelor. Nu am adus obsidian să fac un portal spre casă, dar nu face nimic. Aici avem o bibliotecă, avem foarte multe cărți și biblioteci, dacă avem nevoie. Și pe aici știu că se găsesc și niște cutii pe undeva.
Pot fi cutii slabe, dar pot fi și cutii destul de bune. Ca atare, ia să mergem să vedem. Hai mă, cu cutiile. Să mă atenți că spunează monștri pe aici și n-aș vrea un creeper să mă explodeze. De obicei ne dau cărți cutiile astea, dar pot avea și cărți cu magii. De asta mă uit prin ele. Poate găsim ceva interesant. Mai erau cutii pe aici, pe jos, în general. Hai să ne uităm pe aici, poate o găsim și pe cealaltă. Avem timp, fiindcă episodul, na, este cam scurtuț. Și ca tare îl mai prelungim puțin. Am găsit portalul mult mai, adică am găsit zona asta mult mai repede decât mă așteptam. Certic o dată. Am găsit zona asta și mi-a luat o veșnicie să găsesc portalul, o veșnicie și jumătate să găsesc portalul. Încoace, ok, și dincoace am venit, bun. Deci, probabil aici în jos, ia să vedem. Pam, 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 pam. Oh, tu nu ești prietenul deloc. Ești un om rău. Un om foarte, foarte rău. Aha, și pe aici am fost. S-ar putea și acum să ne ia destul de mult să găsim portalul, ia. Ah. Ok, ah, și aici se înfunde, ia. Butonul. Bun. Haideți, deci pe aici pe jos nu avem treabă, nimic interesant. Nimica. Aici e fântâna, biblioteca. Deci din coace am venit și parcă era pe undeva o cutie pe care am sărit-o, vreau totuși să mergem și la ea. Uite, aha, încoace și încoace nici n-am fost, e bine. A, te-am auzit. Cineva sparge ușa. Dar cine și de ce? Dacă a spart cineva ușa. Sau cred că a spart-o. Așa s-a auzit. A, și aici mai este încă o cutie. Nu mai întoarce. O perlă, asta ar fi bună. Hai că sta... și o armură. Bună ziua! De obicei nu prea dau chestii așa până, poate au mai schimbat. Să mă asigur că nu vine nimeni. Încă o perlă, wow! Și aur, dar asta nu prea ne ajută. Nu o spune că acolo e. Habar n-am, dar ar putea fi. E și noapte. Nu mai întoarce, asta e problema. Of, of, of. Bun, mersi. Tot întuneric. Ok, deci nu are vedere la suprafață acest rewind, doar mi s-a părut mie. Care avea. A, și încolo am fost, că sunt torți. Nu cred că torțele astea sunt naturale. Ok, doi creepere, aia sunt cam neprietenoși. Ne mai plimbăm pe aici până îl găsim. Hai că se lungește episodul. Ia. Este că acum nu mai pot să-mi dau seama pe unde am fost, fiindcă nu mai am torțe. Tu de ce existi acolo jos? Ok, asta cam obstrucționează drumul. Eu nu cred că este încoace drum, ia? Nu, nu este. Ok, interesant. Ok, ne mai uităm până îl găsim. Deci pe aici, pe latura asta, nu este nimic interesant. Hai să o stop. Ca să știu că pe aici n-am treabă. Așa, și cu voi. Să mai scap de blocurile astea și cu tine. Așa, deci încolo nu e nimic interesant aici. Stau să duc mâna. Lua afară, băieți. Ok, deci ar fi o variantă să merg încolo. Mare, mare atenție. Ajung până acolo, n-ajung. Așa și așa. Torțele astea nu știu dacă le-am pus eu, că nu țin minte să fost pe aici, dar... Ok, încă un Ender Pearl. Mamă, să găsesc la perle? Nu țin minte să fi găsit perle pe aici. Cred că au adăugat mai nou.
Aici este o ușă. Unde e butonul? N-are buton? N-are buton. Grijă, grijă, grijă. Ok, astea sunt niște gratii. Are butonul în partea cealaltă. Deci nu ne ajută. Și aici nimic. Aici am verificat. Cu aceea zona cu creeperii aia răutăcioși. Sunt cât de cât atent. Oh! Ah, știu chestia aia. Am văzut suprafața aia unde se mai găsește încă o cutie. Am mai văzut chestii de genul ăla. Creeperi? Nu, ok. Asta nu mă ajută. Asta e un fel de capcană, rămâi blocat aici. Și, na, dacă ai târnăcop, ești, stai bine, dar dacă nu ai... E oarecum o capcană destul de rea. Pe unde pe acolo ar mai fi un drum, ia? Zim că e aici portalul. Că am fost deja prin toată chestia asta și n-am găsit portalul. Aha, nu, aici torță doar. Deci cred că se spawnează torțe random pe aici. Cert e că nu am găsit portalul, băieți, hai că mă mai uit eu și vedem după aia. Ce am mai putea face noi? Căci portalul nu îl găsesc. Hai că mă mai explorez eu pe aici. Nu pot să-l găsesc, hai să încercăm să dăm cu un Eye of Ender. Poate îl găsim. Totuși nu cred, ia. Deci eu stau așa, unde mă duce? În sus, încolo. Am grijă la cărămizile astea, că sunt toate așa, prietenoase. Poate ne duce spre portal. Poate e cuvântul cheie. Ok. Nu mai am torțe, din păcate. Deci mi arată că încoace. Poate mă duce la portal. Dacă da, ar însemna că e încolo. M-am tot chinuit pe aici, n-am reușit să-l găsesc, dar dacă mergem, am văzut la un moment dat pe aici și am zis că pe aici ajung cel mai ușor. Acolo sus se mai vede ceva. Trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți că poate fi plin de monștri. Hai să ne urcăm acolo. Eu aud un păianjă. Ha, am auzit Silverfish. Gata, l-am găsit. Uite-l. După 17.000 de ani, ăsta nu ne trebuie. După 50.000 de ani, l-am găsit și pe ăsta. După 600 de catraliarde, de miliarde, de sute de mii de ani, l-am găsit și pe ăsta. Wow. Deci dacă nu mi-a mâncat nervii, numai nu vrea să apară. Bun. N-am mai apucat să vă vorbesc, încă am ajuns aici mult mai repede decât mă așteptam. S-ar putea joi să facem încă un livestream. Momentan vreau să pun așa, pac, 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 și unul aici. Și pe asta de aici nu o pun încă. Schimbăm crosserul. Bun. Aici încheiem și episodul. S-ar putea joi. Nu promit nimic, dar există o posibilitate destul de mare să facem încă un livestream în care o să batem dragonul și după aceea, după ce batem dragonul, nu o să încheiem livestream-ul, o să vreau să intrăm pe un joculeț nou și ca să vi-l arăt și poate facem și o serie cu el dacă vă place, este un joculeț foarte drăguț. Bine, momentan este doar un demo, dar este un joculeț drăguț și o să vreau să intrăm pe el. Cert e că o să vină joi, cel mai probabil o să fie un livestream cu învingerea dragonului. Ce pot să vă mai zic? Este că, na, v-am spus de chestia aia că am adăugat aici, vreau să verific dacă așa este, voi ați văzut deja. Abia aștept să văd și eu dacă într-adevăr a funcționat, fiindcă n-am verificat. Linkul de donații nu pot să-l fac până joi, îmi pare rău, mi-a cerut cineva link de donații, dar nu pot să-l fac. Încă o să mai dureze. Dar o să fie joi livestream-ul, abia aștept și eu. Să-l batem pe Nea Dragonaș. Nu mai știu
A, n-am mai folosit astea. Am zis că le folosim, dar nu le-am mai folosit. Ok. Și sper să vă plac. Deci o să facem Minecraft și încă un joculeț. V-am spus despre toate chestiile de aici, că, na, despre abonamente. Pe mijloc, în momentul în care o să reușesc, o să fac să apară donațiile și aici top donatorii. Cam așa m-am gândit. Și cred că astea o să apară top donatorii, abonamentele cred că o să apară și în timpul videoclipurilor propriu zise, nu numai în timpul live-ului, o să văd cum o las. Momentan ați văzut că abonamentele au apărut și în episodul ăsta, cred. E, cert că am atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să lăsați un like, un subscribe și noi vă mai data viitoare, cel mai probabil cu un live stream. Vă urez numai bine, pa, pa!